No vineri, o nouă emisiune Digital Job, emisiunea unde cunoașteți mentori pricepuți, cursanți dedicați, povești frumoase de viață, proiecte demne de luat aminte. Power by Școala Informală de IT, în fiecare vineri de la ora 13. Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Bogdan Popescu, zis și șarpe. Vreau astăzi să vorbim despre cursul de structuri de date și algoritmi de la Școala Informală de IT, chiar cu mentorul acestui curs, Cătălin Stan, software engineer. Salut Cătălin, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația să participi la emisiunea de astăzi și să ne lămurești neclaritățile sau întrebările pe care le am sau le au cei care vor să urmeze acest curs. Cu siguranță. Uh, salut! Uh, sunt Cătălin Stan, cum a zis și uh, Șarpe. Uh, mă bucur pentru că am fost invitat în această emisiune și sunt aici să vă prezint cine sunt eu, care sunt planurile pentru acest curs de structuri de date și algoritmi de la Școala Informală, având în vedere că este prima dată când se. Uh, execută, să zicem, acest curs? Prima iterație a acestui curs? Când se face, hai să nu Când folosim, se face. că îmi sună așa cu lama, Când ascultă, sunt. Că se, face acest, se inițiază acest curs. Se iniția, nu înainte vreau. de a intra în discuție, Cătălin, să-ți spun la mulți ani pentru ziua de ieri, pentru că ne-aș să o că iată, astăzi, cu întârziere, dar am marcat ziua ta de naștere. Reamintesc pentru cei care ne urmăresc, întrebările sunt deschise, întrebați, întrebați și iar întrebați în comentarii și promit ca ele, comentariile, întrebările să ajungă la Cătălin fie afișate pe ecran, fie prin viewgrai, ori de oriunde ne urmăriți, Facebook, LinkedIn sau YouTube în acest moment. Salut Andrei Bulgărașu, care este chiar acum cu noi pe Facebook și sunt convins că în afară de el mai sunt și alții care sunt alături de noi. Dați un semn să știu că sunteți acolo. Pentru început, care vă să zică, cine ești tu, Cătălin Stan, și care e portofoliul care te face să fii mentor la Școala Informală de IT, ca să știe viitorii cursanți ce hram poartă mentorul. Uh, <laughs> Aș începe cu o mică observație. Lumea de obicei mi-a zis că am tendința să nu fiu modest. Uh, <laughs> nu vreau ca această introducere să sune ca, să sune ca un fel de laudă, dar uh, acesta este CV-ul meu, și acesta sunt eu. Și, deja uite că ai, uh, ai um, urări din partea lui uh, Sergiu George Boboc, mult succes, Cătălin! Mulțumesc, Sergiu. Sergiu este uh, unul din mentorii mei de la Școala Informală de IT, cu care colaborez pentru a crea uh, programa pentru acest uh, curs și cu care am discutat îndeaproape. Mentor uh, la mentor, de unde și Mentor vorbe. la mentor, da, tot. Uh, Devind un pic de la subiect, dacă-mi permiți, în viață poți să faci doar două lucruri: să înveți sau să, să înveți de la cineva sau să, să înveți pe cineva. Nu prea există uh, nicio altă combinație ca să fie totul. Tu ce variantă uh, ai alege sau ce ia. variantă ai ales sau ce variantă ai optat până acum? Până acum uh, am învățat de la toți colegii mei uh, cu care am lucrat. Uh, în ultima perioadă am început să fiu eu nevoit să învăț. Am primit o echipă nouă la firmă unde lucrez și împreună cu ei lucrăm să creăm un, un proiect cât mai calitativ și cât mai interesant și să rezolvăm cât mai multe probleme din cele care există momentan pe proiect. Este un proces de învățare și, practic, Cam toată viața mea activă se bazează pe a încerca să învăț de la cineva meserie și a încerca să învăț pe alți ingineri cum să lucreze, ca să nu mai trească uh, să lucrez eu, <laughs> ca și glumă. Asta e o glumă mea <laughs> cu ei. <laughs> Dar da, până la urmă este un proces activ de învățare de la mentorii mei și în același timp să, să învăț și pe oamenii pe care îi conduc și pe care îi mentorez și eu la rândul meu. Învățați, învățați și iar învățați și revin. Cătălin Stan, da. cine ești uh, tu? Exact. Eu sunt un programator la firma Prodigy IT Solutions. Titlul meu neoficial este Technical Team Lead pe LinkedIn apar doar ca software engineer, sunt doar nume până la urmă, contează uh, ce știi să faci. Uh, eu am început să... Uh, am făcut cunoștință, de fapt, cu programarea în urmă cu 15 ani, uh, pe clasa a 9-a la, la liceu. Am avut o profesoară de informatică cu un pic de pasiune care m-a împins să particip la Olimpiada Județeană de, de Informatică. Uh, am prins locul întâi și participarea la națională, și dintr-o dată m-am trezit uh, din Abrud, în orașel, cel, cel mai mic oraș din România, ca suprafață, actually, uh, nu, nu ca populație, dar uh, nu suntem departe. M-am trezit dintr-un o dată dintr orașel micuț că pot să merg la nivel național să, să fac ceva și asta m-a îndemnat să învăț și am învățat. Am început exact cu ce. Urmează să predau acum. Așa mi-am început eu drumul în programare, cu structuri de date și algoritmi, pentru că pe aceste lucruri se baza uh, Olimpiada uh, de Informatică și înc înc încă se bazează pe aceste lucruri. Structuri uh, de date uh, și algoritmi. Exact. Vreau frumos să, să reții că pe mine mă sperie titulatura asta. Adică Te sperie titlul? Nu mă mușcă... Um, E așa, într-un fel, știi, să-mi o explici cu ce se mănâncă și până la urmă la ce se aplică practic, știi, structurile de date și algoritmi, că până la urmă asta uh -huh. este asta e rolul științei, să ne ajute în viața de zi cu zi, dar ne o face mai plăcută, mai ușoară, mă gândesc. Până la urmă, pot să zic că am fost privilegiat să-mi încep drumul în programare fix de la uh, acest lucru, de la structuri de date și algoritmi, pentru că, uh, învățând structuri de date și algoritmi, înveți cum calculatorul gândește, înveți cum calculatorul funcționează și... Tu, ca software engineer, treaba ta nu este să știi un limbaj de programare, nu este să uh, răspunzi la nevoile unui client, să muți butonul ăla un pic mai la dreapta sau nu știu, uh, lucruri de genul ăsta. Treaba ta, ca inginer uh, software și ca programator, este să înțelegi cum funcționează calculatorul, cum îl poți face să îți rezolve problemele tale cât mai ușor uh, cu putință și, în același timp, să uh, faci împreună cu colegii tăi de echipă. Să, să faceți o aplicație care chiar uh, e folosibilă în mm -hmm. uh, engleză. Știu să zic mai bine, îmi cer scuze, lucrez toată ziua în engleză. Îi, nu <fie> în engleză atunci, că noi înțelegem tot românul, limba... Engleză. <fie> Bun. Da, nu vreau să fie o, o discuție prea tehnică, chiar de la început. Putem intra în detalii uh, cu întrebările uh, uh, celor care ne vizualizează sau dacă ajungem uh, în punctul respectiv. Dacă o să mă vezi, că încep să tremur da. înseamnă că intrăm în, în zona roșie. de. Că ceva nu se mai înțelege. Bun. Uh, trebuie să înțelegem calculatorul, dar efectiv, cu ce se ocupă cursul ăsta de structuri da. de date și algoritmi? Ce facem? Uh. Ce mea. facem în el? O să studiem cele mai de bază principii uh, care se predau peste tot la toate universitățile din lume la primul curs de introducere în computer science. Deja nu mai vorbim doar despre programare, vorbim despre inginerie aici. Și prima, prima chestie peste tot în lume este structuri de date și algoritmi. Structurile de date și algoritme sunt schilul de bază pe care construiești piramida cunoștințelor de IT, să zicem așa. Mai exact ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că o să învățăm să modelăm lumea din jurul nostru. Fu, până nevastă mea e perfect. Ok. Stai, 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 lumea din jurul nostru. Când spui modelăm lumea din jurul nostru. Te rog frumos, detaliază în ce fel. Da. Da, cum, cum, cum putem să ne gândim la, la acest lucru? Toate programele pe care le vedem noi și cu care interacționăm noi în viața de zi cu zi, practic, asta au încercat să facă inginerii ce au creat acele platforme, să modeleze lumea din jurul nostru. Momentan, nu avem chiar așa multe aplicații. Nu știu care să se uh, îmbine foarte mult uh, cu, cu lumea din jurul nostru uh, Nu știu, putem să ne uităm la Avengers cu nanotehnologii sau lucruri de genul Asta. ăsta Tehnologia pe care noi deocamdată o avem uh, Este doar să dai un click undeva și ceva informații să se mute din stânga în dreapta uh, Noi o să învățăm acele informații care se mută în stânga-dreapta și pe care nu le vedem că se întâmplă, de fapt, că asta e, asta e chestia cu tehnologia. Totul se întâmplă în spatele uh, monitorului. Și dacă un pic sapi să vezi ce este acolo, să vezi că, de fapt, lucrurile sunt foarte simple. Atâta că sunt guvernate după reguli, niște reguli bine gândite, ca o știință. În urmă, de-aia computer science. Nu este ceva. Ca și, nu știu, să e, dau un exemplu un. E computer science, dar nu e rocket science, atenție Corect, corect, era și un banc pe tema asta <laughs> E dar, computer science, nu e rocket science, nu, nu trebuie să science. aveți capul foarte mare da. să faceți cursul ăsta și care... Exact, și în uh, uh, spatele monitorului lucrurile sunt foarte simple, din punctul meu de vedere Atâta cât trebuie puțin. Uh, puțină înțelegere uh, uh, despre cunoștințele respective Și cineva să ți le explice uh, Înțelegerea apare din, uh, din studiu uh, Și dacă este cineva să te îndrume Ce să citești și ce să studiezi uh, Poți foarte ușor să-ți dai seama Aha, e destul de simplu de fapt Și uh, nu e nimic complicat E doar pur și simplu ceva care este necunoscut De-aia probabil și tu ai acest blocaj sau uh, frică când auzi uh, algoritmi, structuri de date, ti se pare da, că am este. Am blocajul ăla că îmi zici, zici de algoritmi de date și zic, mă, mă uit măcar inteligent la tine, să vadă omul că par inteligent, dar chiar dacă nu pricem nimic, adică să vadă un pic sclipirea din ochi, știi. Uh, ce se întâmplă efectiv la curs? Ce ce materie sau cum, cum se predă ca să, să înțelegem? Să înțelegem? Uh, la curs nu o să stăm să reinventăm roata. Uh, Răspunsul ce-l dau acum o să, uh, uh, o să revin la el mai târziu și o să explic exact ce vreau să zic aici. Uh, nu reinventez o data, vă, vă predau ce o să găsiți și, la, și pe alte site-uri, alte cursuri de programare. Uh, de, diferența o face mentoratul. Asta vreau să zic, atunci aud deja vocile, le auzi undeva, că zis, da. și atunci, să venim păi la curs, și atunci de ce se... să... exact. exact. De asta vreau să zic, vreau să tratez răspunsul ăsta un pic mai în detaliu uh, ulterior. Deocamdată, uh, ce vreau să zic, ce vreau să facem în cursul ăsta, să luăm uh, rând pe rând uh, cele mai de bază noțiuni din acest domeniu, peste care se construiesc multe alte noțiuni și este suficient să, să o luăm de la început ca să nu trebuiască să mai auzim de structuri uh, de date și algoritmi vreo 10 ani posibil niciodată în funcție de tehnologia pe care alegem să o lucrăm și uh, jobul nostru unde o să fie că bineînțeles dacă te duci la Facebook și creezi uh, nu știu ce fel de uh, O să sisteme. fim toți în Meta, o să fim toți în Meta da. peste 10 ani. Eu așa bănuiesc. Eu așa am Ac un feeling, am avut o relație <laughs> toți, numai Meta o să avem în ca și în da. filmul Ready Player One exact. sau Te salută Elena Badea, pe care o salutăm și noi în acest moment. Te salut Elena. Ne spune salutare, fain invitat. Poți să-mi faci o demonstrație, Cătălin? Da, sigur. Uh, nu, mai aveam încă de spus, dar putem să revenim la tot ce conține cursul. În timp ce, demonstrația, ce, cursul, în fi timp fi ce fac fiția. demonstrația, exact. Uh, ca să demonstrez așa un pic mai clar ce o să facem noi aici... Stai să dau un share screen. Vă aduc ah. aminte pentru întrebări, comentarii, salutări, nelămuriri. Vă stau la dispoziție comentariile de la transmisia din Facebook, din YouTube, dacă ne urmăriți pe YouTube sau LinkedIn. Văd ceva pe ecran și iarăși trebuie să mă uit să zic mm -hmm. este acel mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Asta, Ce vă arăt eu aici este un tool destul de util. Uh nu se poate să nu fi auzit de structuri de date și algoritmi, și sortare. În cazul în care nu ați auzit, acest curs chiar este pentru voi, dar în cazul în care totuși ați auzit despre termenul de sortare, ăsta este cel mai de bază lucru pe care putem să-l învățăm în, în programare și în, în domeniul ăsta de algoritmi. De, acest, această modalitate de sortare, cumva, ne, ne formează mintea, și uh, de aici încolo totul începe să aibă sens și să fie cam după același pattern. Uh, Tul acesta pe care vi-l arăt acum este un tool foarte folositor și util, grafic, care ne arată, uite, pentru algoritmul de sortare, care este selectat aici în dreapta, Selection Sort. Acelea au fost uh, tot ce ați văzut dumneavoastră cu roșu și că s-au mutat din stânga în dreapta, au fost toate operațiile pe care calculatorul le face pentru a sorta un, uh, un șir de numere. Și okay. fiecare coloană, în funcție de cât de mare, îi reprezintă un număr. Uh, o să Cursul încearcă să fie cât mai aplicabil. Hai să mai dăm drumul la încă unul să ruleze în timp ce noi vorbim. Uh, cursul încearcă să fie cât mai hands-on nu ai cum să predai niște termeni foarte teoretici, de super high level și să te aștepți ca lumea să înțeleagă totul dintr-o dată și totul să fie bine și frumos și roz. Și Uite, hai să spun ce, am înțeles eu din prima, din ce văd pe ecran. Acum niște mulți, mulți ani eram mare fan, eram deosebit de nebunit să-mi instalez, să-mi folosesc calculatorul pentru a ajuta pe băieții de la SETI Search of Extraterrestrial Intelligence Intelligence, dacă știi, cei care da, inteligență, inteligentă și trimiteau date pe care calculatorul tău îți trimiteau și un soft, tu puneai calculatorul. Rulai acele computații. Exact. Da. Și tot așa da. ceva făcea pe ecran, pentru că uh, îi dădeai de căutat ceva și el căuta ceva, și la, mai departe se trimiteau datele înapoi la cei de la, de la SETI care uh, foloseau uh, datele respective. Nu știu dacă. Uh, e prea aproape. Deci, ce se întâmplă pe Aici, aici Asta apare diferența zon. de vârstă. Că eu în perioada aia aveam vreo 12 ani, parcă, și i just got din da. internet. Pire, și am, despre... am auzit că există așa ceva. Acum nu spun despre sortarea de cartofi dinainte, de pentru că tot studentul trebuia să meargă să sorteze 3 luni pe an cartofi. Dar spunem, care sunt domeniile da. practice în care se. un. un domeniu practic în care se aplică. Uh, uh, un domeniu practic în care se aplică. Uite, de exemplu, uh, în timp ce cream cursul, chiar asta a fost una din problemele mele cele mai mari, uh, cum fac să iau aceste concepte super teoretice care se predau la facultate și tot felul de chestii, să le pun în niște lucruri pe care poți să pui mâna, pe care le poți vedea și le, pe care le poți înțelege foarte ușor. Uh, unul din exemplele care mi-au venit în cap, îi să, uh, să fac diferența, uh, să mă leg de uh, depozitul EMAG, care știm că are un depozit lângă București, l-am mai văzut trecând pe autostradă, e imens. Huge. Uh, huge. Avut exact. Da. Toate Uh, lucrurile care funcționează acolo, toate procesele automate care se întâmplă, că ați văzut că efectiv pachetele sunt trimise pe uh, benzi și scanate instant și schimbate din stânga în dreapta, uh, așa, uh, at your fingertips, uh, sau uh, fără effortless, effortlessly, uh, cum se spun. Uh, toate chestiile alea sunt de fapt algoritmi. Și uh, cel mai simplu algoritm sau structură de date care ne poate ajuta să începem să modelăm un warehouse al nostru este un hash table. Și ăsta este unul din lucrurile pe care o să le abordăm la curs. În cursul 4 o să povestim doar despre hash table-uri. Ce sunt, la ce ne ajută, cum am putea modela efectiv ce face Mego pentru un simplu hash table cu 2-3 algoritmi puși bine pe lângă el. și combinând o structură de date care știe să ne țină uh, Dita mai <găgă>, uh, warehouse-ul ăla și să, uh, să o întrebăm unde e pachetul ăla și să ne zică instant că e pe rândul 7, coloana 5, uh, nu știu, ceva pe acolo, uh -huh. efectiv unde e. Uh, chestia o putem modela foarte, foarte ușor și putem învăța foarte ușor conceptele care se aplică în spate. Și dintr-o dată We, dem we demystify software engineering and everything makes sense. Deodată, mintea ni se deschide și uh, coboară lumina și se face lumină. O salut pe Bianca Pascu, iată mesajul ei de pe LinkedIn. Mult succes, Cătălin, cu siguranță este un curs care o să aibă parte de mult interes. Felicitări Școala Informală de IT pentru toate inițiativele. Mulțumim frumos. Și apropo de curs și de succes, Mulțumim. ce se întâmplă după terminarea cursului? Uh, nu mai puțin, să revin la, la panel, uh, după terminarea cursului. Da, terminăm uh, cu un examen, dăm un test. Uh... Sincer, aici încă dezbat cu colegii mei, uh -huh. pentru că uh, partea asta de structuri de date și algoritmi este puțin mai specială. Nu poți să zici că, ok, fac un site web. Și deci și... suntem speciali încă de la început. Suntem dacă speciali venim încă de la, la început. început. Da. Pentru că uh, cursul... vine la cursul de Java sau cursul de Python, să zicem. Exact. Da, eu sunt. La ce curs ești tu? La, la cursul ce... de structuri de date și algoritmi. Sunt special încă de la început. Ok. Uh, ne gândim, probabil, să fie o chestie de genul, uh, cursul de structuri de date și algoritmi vine ca un follow-up la alte cursuri. Ar trebui să faci Java sau JavaScript sau doar sau ceva. Tu. Mulțumim, Eduard, uh, să, să faci un limbaj de programare înainte să treci la structuri de date și algoritmi. Pentru că eu nu o să învăț lumea programare. Eu o să presupun că lumea știe să, să codeze. Eu o să învăț lumea cum să gândească codul pe care îl scrie ca să-i deservească problemele pe care trebuie să le implementeze și cum să facă și traducerea din probleme din viața reală în probleme de rezolvat pe calculator și No, Pe măsură ce capeți un pic experiență, îți dai seama că nu prea poți modela nimic din lumea reală fără să ai niște noțiuni despre ceva structuri de date, de algoritmi și ceva. Uh, ceva scuze, ceva structuri de date și ceva algoritmi de manipulare a celor. Mă întreb acum dacă este de ajuns să facem cursul de intro în IT de la Școala Informală de IT. Este cursul recomandat începătorilor atunci când vreți să intrați în. Uh, extraordinara lume IT, în nebuna lume, în magica lume IT, se începe cu cursul de intro în IT și de acolo calea vă este deschisă sau după cursul de intro în IT trebuie să mai faci un alt curs și de-abia după aia special uh, La cursul de... Știi cum e? Detaliul ăsta super tehnic nu l-am povestit încă. Nu pentru mă gândeam, mi-a venit în minte așa deodată. Da, și vorbea nu l-am povestit încă, sigur totul este doar just a discussion away, pentru că nu sunt, eu nu sunt 100% aware ce conține cursul introductiv, știu numai ce conține cursul de Java, cursul de Python, cursul de .NET și de acolo mi-e suficient să pornesc uh, cu înțeles. oamenii. E este uh, să știm că la școala informală de IT... Este cursul de structuri de date și algoritm. Cătălin Stan este mentorul vostru pe care îl cunoașteți. L-ați cunoscut, încă se află alături de voi la Digital Job. Dăm detaliul românesc și nu numai românesc, hai să fim serioși până la urmă. Cât ne costă? Știi că asta e detaliul? Uh, da, cât costă uh, preț, cursul... și uh, și actually, uh, cursul este puțin mai ieftin din ce motiv față de celelalte cursuri, uh, pentru că sunt doar 40 de ore, un cur, curs de Java de exemplu are 100 de ore. Uh, de ce acest curs are doar 40 de ore? Uh, pentru că am vrut să fie un modul mai scurt. Este nevoie să știi doar o, o anumită uh, un anumit volum de informații ca să fii pregătit în acest domeniu să, să începi și tu să, să știi despre ce-i vorba. De asemenea, cursul a apărut ca un fel de necesitate pentru parte din cursanții de la Școala Informală de IT, care spun că au o, nu au o viață foarte ușoară în, în procesul de interviuri. Mm -hmm. uh, Vreau să vorbesc și despre asta. Nu știu dacă vrei să deschidem acum subiectul. Te rog, te rog. avem 5 minute la dispoziție. Uh, a while ago, înainte să mă apuc de cursul ăsta, am intrat pe Reddit și am căutat thread-uri de oameni care se plâng de școala informală de IT. Sau, mă rog, de orice fel Dacă de... te iubește toată lumea Dacă, exact. te... E o vorbă. dacă te iubește toată iubește lumea to Înseamnă că e o problemă Dacă toți prietenii da. tăi, 5.000 de pe Facebook Îți spun că ești extraordinar Ai întreabă și alții nu numai Înseamnă că atunci. ești într-o bulă Și nu, da. nu nu vezi lumea cum te privește de fapt toată lumea no. Și am citit chestiile alea și am înțeles Cred că am înțeles uh, unii oameni de ce sunt reluctanți să facă cursuri de genul ăsta, plătite, și uh, după aia văd că nu găsesc job și. Uh, da. Bineînțeles că te frustrezi. Uh, am încercat să răspund uh, a, la parte din aceste întrebări. Uh, eu pentru mine însumi, înainte să încep să, să gândesc cursul, ca să îl gândesc direct de la început să satisfacă nevoile a câtor mai multe persoane. Salut, și... poți, Vă la mulți ani, Cosmin. Ah, salut, Cosmin. Că da, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Apreciez. Continuă, te rog. Uh, da, uh, sunt două mari uh, chestii care le-am identificat făcând în research ăsta. Uh, sunt deja angajat, de ce, de ce, să mai fac cursul? Uh, sau încă Storie da, hai răspunsuri, variante. Da, scuză mă hai că. Nici problemă, nici o problemă. Nicio problemă. Mă stimulez să dau răspunsul, știi? Pentru că dacă, dacă vrei, de... putem să facem asta și ca un fel de quiz. Hai să vedem care i părerea ta. Așa, continuă. Trebuie să ceva de speriat. Da. Eu fac de 15 ani software programming și în continuu am tot mai multe de învățat. Uneori simt că I'm not making progress, că tot timpul necesitatea de cunoștințe de învățat tot crește și tot crește. Nu zic că ăsta e cel mai bun curs pe care să-l faci după ce te-ai angajat, sau uh, lucruri de genul ăsta. Am observat că lumea privește un pic școala informală de IT și ca un o, o rampă de lansare spre un job. Ceea ce ar trebui să se schimbe un pic, ar trebui să privim școala de IT ca o oportunitate de a învăța schiluri noi uh, cu un mentor. Asta e, de fapt, ce contează. Și, de fapt, cel mai bun răspuns, de ce să mai faci cursul? Majoritatea lucrurilor pe care o să le construiești de acum încolo în cariera ta de IT trebuie să fie sedimentate pe o bază de cunoștințe bine. Bine, pusă, bine bătătorită acolo. Nu are voie să lipsească din această bază de cunoștințe uh, aceste uh, minime pe care vreau să le prezint în cursul de structuri de date și algoritmi. Dacă vrei să construiești ceva în cariera asta de IT, aproape sigur ai nevoie de, de acest curs. Un mare președinte american a spus la un moment dat, noi nu facem lucrurile pentru că sunt ușoare, ci noi facem lucrurile pentru că sunt grele. După care a dat drumul uh, uh, cursei pentru aselenizare cursei spațiale. Uh -huh. De ce facem cursul de, da de structuri de date și algoritmi? Pentru că nou, apropo de ce, nu mă, nu mă pot abține să nu răspund, pentru că ne strălucesc ochii pentru că vrem să aflăm lucruri noi, pentru că ne interesează, nu pentru că doamne vreau un salariu mai mare. Asta e o discuție veche. Da. În misiunea noastră, de ce să facem altceva pentru salariu, nu, pentru pasiune, pentru că mă pasionează, pentru că îmi place ce am citit, ce am aflat și vreau să am și un mentor aproape să-l întreb și să-l trag de mânecuț atunci când nu înțeleg. Că una e să mă uit pe filmulețe pe net și alta e să am mentorul care să-mi explice mai bine și atunci să spun, aha, wow, ăsta este uh, cuvântul. Da. Uh, ca ultim aspect mai era încă un lucru ce nu l-am menționat din tot research ăla de pe Reddit ce l-am făcut. Mai era o chestie foarte arzătoare. Încă nu sunt angajat și cursurile ce le-am făcut deja de la aceste tipuri de școli nu mai îmi câștigă încrederea. Că, bă, -am, am făcut cursul și nu s-a angajat. Stai un pic. Nu, asta mi-a fost promis. Uh, aici e o chestie. În, în procesul de interviu, persoana care ți-a interviu și stă cu tine o oră sau două, nu are timp să își dea seama tot ce știi, să te întrebe de toate chestiile. Uh, ca urmare este o chestie care mi îmi place să spun uh, the stamp of approval. Uh, pe procesul de interviu să ți se pună o întrebare, două, trei, din fiecare din uh, area of interest ale intervievatorului și dacă tu știi să răspunzi la cele întrebări, practic primești acel stamp of approval și you move on. Am identificat uh, la cursanții care au mai trecut prin școala informală și în general uh, în lumea asta de self-learners faptul că a, acest aspect de structuri de date și algoritm este un pic overlooked și la interviuri se, se simte că este asta. Nu dau mai mult, mult. lasă-mă ca această da, întâlnire nu de mai mult. să fie un trailer pentru ceea ce vă așteaptă frumos la cursul. Um... De date și de structuri de date și algoritm. Mai am un mesaj de la Cosmin care spune: Informațiile care vin de la un mentor bine ancorat în practică te pot duce spre înțelegerea problemelor teoretice. Este motivul pentru care am intrat și eu la cursurile școlii informale de IT, pentru experiența mentorilor, pentru tipsurile practice pe care le poți primi pe diferite issue uri Primiți tipsuri? Asta este interesant. Glumița, Cosmin, mulțumim pentru mesajul tău. Ne apropiem de finalul emisiunii. Și. Spuze că am vorbit uh, atâta, dar sunt multe de spus. P nu, de asta facem cursul, ca să aflăm uh, tot. Vreau să te mai întreb ceva aproape personal. Și anume. Da, Ce fel fac. de mentor te consideri că ești? Um, în stilul tău de predare? În stilul meu de predare, încerc să prezint partea teoretică minimală care trebuie înțeleasă, după care să iau o o aplicabilitate practică a acelei teorii și să vedem o problemă, cum se rezolvă și cum luăm teoria, o înțelegem, o filtrăm, scoatem afară din ea tot ce nu ne interesează și punem fix ce înțelegem noi din teoria respectivă în problemă să vedem că se întâmplă. Și în acest proces de a aplica teoria pe o problemă, fiecare persoană înțelege în modul ei individual aspectul ce se predă. Nicio problemă din partea mea. Scopul e ca cel care învață să poată să reproducă din propriile lui informații ceva. Asta facem programare. Înveți ceva, o faci după placul tău și o reproduci. Asta o să facem și noi la cursul nostru. Ce fel de mentor ești? Asta sunt... Asta este... Iată, cum predai tu? Eu sunt, eu, sunt un, eu sunt un mentor mai drastic. Eu le dau teme, nu îi las din mână, eu sunt mai înțelegător cu ei. Am înțeles. Eu ca mentor, <laughs> sunt, mă, eu sunt mai maleabil, îmi place să iasă Genul ăsta de răspuns aș vrea să-l aflu. Ce fel de da. om în uh, mentorat ești tu? Eu un mentorat is like a very close friend, uh, journal. Poți să-mi zici orice, putem să discutăm orice fel de problemă. Și împreună, uh, încerc să găsesc. Modalitatea de a preda pentru fiecare în particular. Bineînțeles că la un curs e un pic mai dificil că trebuie să uh, uh, faci uh, chestia asta pentru vreo 10 tipuri de uh, oameni, care fiecare înțeleg în stilul lor propriu, dar îs, îs genul de mentor relax, care vorbește foarte informal și arată efectiv din experiența mea proprie, de problema m-am lovit, așa se rezolvă. Asta trebuie să înțelegi. Altfel, fost nu sunt de strident, la de IT, normal. Nu sunt strident, nu dau exagerat de multe teme, dau direcții. Și dacă ai timp să faci faci, dacă nu. Ne nu, nu, și extra... nu, nu pot să te dau să-ți dau cu bici, știi? Ne Desa acolo dacă vrei. Ne dai teme pentru acasă, vrei să te întâlnești cu noi și în weekend, dimineața seara. Cum? cum, se petrece? Cum s-ar petrece? Uh, cum se petrece? Am vorbit lucrul ăsta. Momentan avem două variante. Să facem uh, de două ori pe săptămână, luni, luni, și joi, de la 6 la 8 jumate sau vedem, adaptăm 6 jumate nouă în funcție de disponibilitatea tuturor. Să <laughs> batei cu cărțile în cap. mesajul Da. Uh, okay. și, e, e posibil să facem și o sâmbătă întreagă timp de șase ore. Numai acolo cumva uh, am structurat cursul pe uh, ședințele astea individuale. Să faci ceva, să ai o problemă de pus în practică și până data viitoare să o sedimentezi un pic ca să poți construi următoarea chestie. Cât, uh, care e numărul maxim de cursanți pentru curs? Uh, nu aș merge cu mai mult de 15 cursanți uh, pentru că uh, Fix ăsta este și uh, numărul limită la care se predă la facultate. Uh, dacă predai un curs și nu mai vorbești teorie, da, poți preda la 200, la 1000 de oameni dacă vrei, dar dacă vrei să îl auzi pe fiecare în parte cum gândește și să vezi dacă toată lumea a înțeles și problema ce practică, ce se face la laboratorul respectiv, îi făcută de fiecare, și 15 e posibil să fie mult, dar uh, numărul la magic cam ai apăr limitul nostru. Scolainformala.ro, site-ul unde trebuie să intrați pentru a vă înscrie la curs, să dați acolo un mesaj, să prestidigitați un pic în site și vă puteți înscrie. Cătălin, când estimezi că ar putea să înceapă cursul? Momentan discutăm despre data de 31 ianuarie. Am vrut să oferim încă o săptămână, săptămâna viitoare, timp oamenilor să se înscrie și să cugeteze. Asupra acestei decizii. Acum mi-am dat seama că nu ți-am răspuns la întrebarea cât o să coste efectiv cursul, că am, am zis că, să că... mai puțin. O să coste mai puțin că e mai scurt, că sunt doar 8 ședințe, că e un curs adiacent la un curs uh, principal, cum e cursul de Java, Python și on and Sofort. Scuze că doar pe asta le zic că eu cu astea lucrez și astea le știu cele mai bine. Uh, și cursul o să coste, stai o secundă că aveam aici uh, informația, 270 de euro. Pe lună, 540 de euro total. Uh, pentru că sunt întinde de pe două luni uh, Întrebare din partea lui uh, Andrei Farcaș Doar online se fac cursurile? Uh, momentan discutăm doar de online uh, Pentru cel puțin pentru primul curs uh, Pentru următoarele putem vedea Dacă este o mare de oameni care sunt în Cluj Și vor să participe fizic Putem discuta să-l ținem și fizic în, primă, în prima etapă o să fie doar online a, devin de, deja devin uh, mic ofticos, știi, dacă sunteți doar din Cluj, voi vă întâlniți și faceți acolo cursuri de păi, și cu uh, a, Am mai ținut un curs mai de mult, aveam patru cursanți fizic și unul pe Skype remote. Și cumva era greu să abordezi ambele variante când, când ești online îi bagi online pe cei din sală și pe cei de pe ecran că altfel e exact, dacă predai așa mixt îi bagi în online pe cei care sunt fizic adunați acolo și pierzi scopul de a te aduna fizic să uh -huh. povestești direct cu omul, să te plimbi pe la fiecare no, că dacă te ridici de la laptop, cei care sunt în online hei, am rămas singur aici, mersi timp că se apropie, vremuri bune Apropo da. de mersul, simt, simt, am așa un feeling, am un simțitor în, în zona asta. Elena Badea și spune eu un mentor implicat, pasionat, cald, deschis despre tine, este vorba, Cătălin. Este mulțumesc. Ghidat de competență, principii faine și empatie, părerea mea și este o părere autorizată, părerea Elenei Badea întotdeauna. Mulțumesc frumos. Cătălin, uh, noi avem o, o, o magie a finalității și anume. Așa. La final de. Emisiune neapărat e un tic aproape personal. Mie îmi place ca invitații să spună un mesaj pentru cei care ezită încă să schimbe cariera, să schimbe viața pentru că avem nenumărate exemple și tu știi foarte bine oameni care vin din domenii cu totul și cu totul diferite, chiar la vârste înaintate să-și schimbe viața și nu, nu poți să faci totuși pasul ăsta atât de ușor și încă mai ezită. Ce le-ai spune celor care încă mai ezită? Mai lasă o zi să treacă, încă o zi să treacă, uh -huh. o lună, încă un an? Uh, am avut și eu personal uh, blocaje de genul ăsta. Că vreau să ajung undeva și uh, simt că nu, nu, nu mă pot mișca în direcția aia, Că mai trecem în zi, mai trecem o zi, mai trecem în zi și mă uit în urmă și deja de un an de zile n-am făcut nimic uh, într-o anumită direcție. Uh, ce pot să zic? E că viața e exact așa cum ți-o construiești tu. Dacă vrei să ți-o construiești pe bază de hai să tot învăț, hai să tot cresc, hai să văd, poate pot să-mi ies din zona de confort și să fac ceva pe viitor mai bine pentru mine, atunci cu această mentalitate în minte vă, vă sugerez să veniți la cursul ăsta și să, să vă deschideți setea de cunoaștere. Uh, pentru cei care uh, nu au neapărat un blocaj, dar uh, pur și simplu sunt confortabili acolo unde sunt și e pe principiu că merge și așa, uh, atâta timp cât voi sunteți cu adevărat fericiți, este nevoie de oameni în absolut orice domeniu pe planeta asta, doar așa poate funcționa societatea. Important este să fii uh, implicat ca și cum, nu știu, ar fi copilul tău. Jobul tău ar trebui să fie copilul tău și în momentul ăla nici nu o să mai lucrezi. Uh, toată e viața ta o să, fie, o, o să fie o vacanță în momentul în care uh, o să te duci la serviciu cu bucurie. Da. Și nu să se, se mai numească de fapt serviciu. că. Da, exact. Să se, se, se numească serviciu, o ocupație o ocupație, este pasiunea mea, asta fac eu. Da. Știi, în urmă. Mai am o întrebare, ar trebui să termin, dar nu, uite, de la Mihai Zahanagiu, doar ce am terminat modulul software testing în cadrul școlii informale de IT. Cătălin, crezi că ar fi oportun să startez și acest curs? Sunt curios ce să zic. Mm. Uh, pentru software testing, sper să nu mă înșel, dacă este vorba de manual software testing, nu aș recomanda. Dacă este vorba de automated software testing și deja știi să lucrezi cu un limbaj de programare, atunci acest curs este pentru toată lumea care vrea să lucreze în IT. That's Iată, it. Bă, Cum am zis, o... este baza, baza bazei. Nu poți înțelege nimic uh, cu adevărat uh, dacă nu ai măcar niște noțiuni minore de structuri de date și algoritmi și nu, complexități, eficiențe, timp de execuție Hai să vă arunc niște termeni tehnici acum să vă fac curioși Așa la final, nu, lasă-ne lasă la Cu savarina Mulțumesc Cătălin Stan, mulțumesc celor care ne-au urmărit până în acest moment Încă o dată la mulți ani Cătălin, pentru ziua de ieri Și mulțumesc. tuturor, keep in touch, ne revedem vineri de la ora 13, așa cum v-ați obișnuit deja la o nouă ediție Digital Job. Să aveți un weekend memorabil, remarcabil. La revedere!